Dragi tineri, ascultând mărturia din seara aceasta, pot spune că până la jumătatea mărturiei v-ați regăsit cei mai mulți. Pe drumurile voastre, cu cheful vostru, cu viața voastră. Știți ce ar vrea în seara asta cu mâna pe inimă? În seara asta să se întâmple jumătatea aialaltă, în care să-L găsești pe Hristos. Știți care e cel? Noi am început o serie de studii. Ceea ce m-a mișcat cel mai tare să ne orientăm în direcția asta. Pentru că vorbim foarte mult cu voi. Cei mai mulți sunteți învinși pe terenul minții. Știți că cei mai mulți oameni legați nu sunt pe popa șapcă în pușcărie. Ci cei mai mulți oameni legați sunt în libertate cu mâinile, cu picioarele, cu gura, urlă, vorbesc. Dar legați la nivelul minții. Pentru că cel mai mare teren de bătălie pe pământul acesta nu-i Ucraina, nu-i Rusia sau bomba care a căzut în Polonia. Știți care e? Mintea. Pe minte se dă bătălia cea mai mare. Când ai pierdut bătălia la nivelul minții, când mintea s-a infectat, îți spun ceva, pe minte luptă și Dumnezeu, luptă și diavolul. Tu pe cine ai lângă tine sau lângă cine stai? Pe cine l-ai adversar la nivelul minții tale? Îl ai adversar pe Dumnezeu sau ai adversar pe diavolul? Știi ce spuneau latinii? Aveau o vorbă, eu am făcut latină în școala generală și latinii aveau o vorbă și spuneau așa: mens sana, in corpore sana. Minte sănătoasă, în corp sănătos. Eu m-am uitat și eu la pozele alea, primele poze și la alelalte, dar la primele. Pentru ca să vezi cum face Dumnezeu diferența. Întâlnirea cu Dumnezeu, cum te schimbă. Uitați-vă omul care e prins de diavolul la nivelul minții, care are anumite legături din partea celui rău, parcă e bolnav, trupește, se vede pe el. În primul rând nu se mai bucură. Psalmul 32, știi ce spune? Câtă vreme am tăcut, o zis David. O zis, când am păcătuit și am tăcut, n-am mai dus lupta în exterior, ci am dus lupta la nivelul minții. Și o zis David, eram înfrânt la nivelul minții și am început să tac. Cum ești? Super. Cum ești? Bine. Ce fain, ce fain îți stă, ce bine stă. Dar în fond, în mintea ta se dă o luptă teribilă. Și a venit David, o zis, câtă vreme am tăcut, eram legat la nivelul minții, zice, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, pentru că simțeam că viața mea nu-i în regulă. Știți că în seara asta sunt tineri în locul acesta, sunt foarte mulți tineri care duc bătălii la nivelul minții. Dar vreau în seara asta Dumnezeu să facă o eliberare în locul acesta. Să poți să simți că pleci cu adevărat liber din locul acesta. Uitați-vă, și aseară când am predicat, am zis, Doamne, parcă vine ăia din lume nepocăiți. Și noi am stat 30 de ani pe bancă. Ce să facem, Doamne? Dar nu știu ce să fac. Nu știu ce să fac. Și ne dă Dumnezeu lecții nouă ăștia care suntem legați în anumite domenii. Și tot întrebăm, ce să fac, Doamne? Știi de ce nu-ți răspunde Dumnezeu? Că n-ai mintea eliberată. Când îți eliberează Dumnezeu mintea și cere eliberare din partea lui Dumnezeu, să-ți elibereze mintea. În momentul acela Dumnezeu îți dă și viziunea. Dar câtă vreme tu ai legăturile tale pe internet, în viața de noapte, în cluburile de noapte și așa mai departe, mai vii, mai bași la un instrument, mai zici și un Tatăl nostru și de fapt ești un învins. Nu te aștepta ca Dumnezeu să aibă o viziune pentru tine. Știi ce ar vrea în seara asta? Să facă Dumnezeu o dezlegare la nivelul minții a tuturor în locul acesta. Când am întâlnit-o ca și pe voi, cei mai mulți, când am întâlnit-o pe Raluca și la ieșire, cum vorbim cu mulți dintre voi, i-am zis, bine, bun, dar uite, te putem integra la cor, avem domeniile, nu? Zis, nu mă interesează, eu nu am cu corul, nu le am cu cântatul, nu, zic, dar ce vrei să faci? O zic, eu vreau să le spun oamenilor despre Dumnezeu. Dar știi când poți să le spui oamenilor despre Dumnezeu? Când se vede chipul lui Hristos în tine. Când fața lui Hristos strălucește peste tine.
Și acum câteva cuvinte. N-aș vrea să spun cum ai ajuns cu mintea bolnavă, că tu știi de ce. Ai anumite boli la nivelul minții tale, anumite legături. Și nu vorbesc de ăia de la Jebel, nu vorbesc de ăia de la Gătaia, ci de ăștia care dau examene și iau 10. Dar de fapt sunt depresie, îs în tristețe, îs apăsați, îs trântiți la pământ și îs legați. În seara asta aș vrea să vă spun câteva cuvinte. Ce să faci? Cum să primești vindecare la nivelul minții? Pentru că cele mai multe boli în vremea aceasta sunt la nivelul minții. Le ții ascunse și diavolul acolo te atacă. Acolo îți aduce teama. Diavolul e cel mai bun regizor. Îți aduce cele mai complicate regii în minte. O să zăpățești așa și tu-l crezi. O să ți se întâmple așa. Vă spun și la mine o venit acum săptămâna trecută, o trebuie să plec până... Eram la Deva, la evangelizare, trebuia să plec. Și Filip nu a fost gata să vină cu mine și am plecat. Când am ieșit spre Timișoara, am venit vreo 3 km, dintr-o dată așa parcă am zis, bă, trebuia să-l iau și îl sun. Hai, îmbracă-te că vin apoi după tine. Deci ieri am în întârziere. Și în momentul când m-am întors înapoi, a venit un gând la nivelul minții mele, o regie de-a diavolului. Dacă îl iei cu tine și faci accident și muriți amândoi în accident. În momentul ăla, vă spun, m-am gândit, Doamne, dar cunosc slujitor care a plecat cu copiii la evangelizare și a murit în accident și imediat diavolul mi-a adus imaginea aceea. De ce te-ai întors? De ce te-ai întors? Da, dacă el ar rămâne în viață, dacă nu te-ai duce după el. Și am zis, nu, îl iau, că vreau să-l iau cu mine la biserică. Și dacă plecăm amândoi, noi bai de-a plecăm de la biserică. Ar vrea în seara asta să vă spun în câteva cuvinte, după care vreau să ne rugăm. Ar vrea să vedem cum poți să primești vindecare la nivelul minții. Pentru că în seara asta am ascultat de o mărturie a unei persoane care a fost bolnavă la nivelul minții, cu muzica, cu distracția, dacă ar fi distracție. Dar e cea mai scumpă factură și rămâi cu nimic, cu nimic. Cum o primi vindecare? Pentru că vezi boala și te uiți la om că-i vindecat. Primul lucru ca să primești vindecare la nivelul minții, raportează-ți viața la Dumnezeu. Atâta vreme cât viața ta nu-i raportată la Dumnezeu, tu poți să faci rugăciuni, poți să cânți, poți să vii la tineret lunea, până nu iei decizia viața ta să se raporteze la Dumnezeu, tu nu poți să fii eliberat la nivelul minții. Tu poți să cânți, poți să faci ce vrei tu. În momentul când îți raportezi viața și ai un punct zero, când spui din seara asta, eu mă întorc la Dumnezeu și punctul meu de reper în viață e Dumnezeu. În momentul acela Dumnezeu începe să vindece mintea ta, începe să elibereze mintea ta. Pentru că te uiți în viață, tu n-ai nu știu ce probleme, dar diavolul vine și îți pune ochelarii ăia fund de borcan, da? Revezi distorsionat, vezi foarte mare, îți arată un obiect mic și cu ochelarii ăia groși îți arată pietricica aia mică un munte, pentru că îți pune ochelarii greșiți ca să nu vezi bine. Tu n-ai probleme. Știi ce e problema? Că mintea ta e legată la regia diavolului și tu îi dai crezare. Tu n-ai probleme. În Biblie au fost oameni care au trecut prin probleme grave și vă amintesc imediat numai vreo 2-3. O să vedeți oameni care au trecut prin probleme grave și și-au păstrat mintea curată, pentru că viața lor a fost raportată la Dumnezeu și-au raportat fiecare zi de trăit la prezența lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Iosif? O avut ăsta probleme. O avut cât o cuprins. Probleme din plin. Cea mai gravă problemă a fost că a ajuns în pușcărie, că nevasta lui Potifar, a stăpânului său, o tras haina de pe el. Tânără dragă, care îți spune lumea că ești mai valoroasă cu cât te vinzi mai ieftin. Cu cât ești mai ieftină, ai plin de din ăstea la Facebook, da? Cu cât ești mai ieftin, cu cât ești mai ieftină, cu cât te postezi cu mai mulți și cu mai multe, cu atâta crești în vizionări, cu atâta te aplaudă lumea. Și-a zis, Iosif, viața mea era portată la Dumnezeu. Și când a zis nevasta lui Potifar, femeie măritată către el, a zis, culcă-te cu mine.
Ea nu a zis cum zic că ce generația tânără, așa parcă e un sentiment din ăsta că n-ai voie și așa parcă te stârnește, nu? Parcă fructul oprit e mai de dorit. Știți ce-a făcut Iosif? O zis, viața mea e raportată la Dumnezeu. O zis, cum să fac un păcat așa de mare și să păcătuiesc împotriva cui? A lui Dumnezeu. Și în momentul acela, mintea lui a fost păstrată întreagă. Tu știi ce spui? Nu mă uit numai un pic, că e un video scurt. Nu intru numai o dată și diavolul ajunge o singură dată ca să-ți acapareze mintea și să-ți inunde mintea cu imaginile, să nu poți dormi noaptea, să visezi tot ce ai văzut și toate mizeriile, să le visezi. Pentru că diavolul vrea să-ți acapareze mintea. Ori fost oameni în Biblie, Iov spune cuvântul Domnului că într-o zi și-o dus la groapă 10 copii. 10 copii, pe toți i-o băgat în sicriu și i-o dus la groapă. Într-o zi o intrat în faliment, în aceeași zi o și falimentat financiar. Și ăsta nu a avut o șaormerie în Timișoara, vindea și el 100 de șaorma pe zi și a intrat în faliment în pandemie. Nu, ăsta era cel mai bogat, cel mai vestit fiu al răsăritului. O ajuns în faliment, i-or muri copiii în aceeași zi și s-o și îmbolnăvit de o boală gravă. Știți ce și-o păstrat intactă în viața lui? Iov. Or veni și prietenii lui, care îl mângâiau cu furculița, știi? Îl mângâiau cu furculița, îi spune, știm noi de ce ai pățit-o așa, știm, noi te cunoaștem, că n-aveai cum să pățești așa, dacă tu erai curat înaintea lui Dumnezeu, știi? Că în momentele dificile din viață, tu nu știi de ce treci prin încercări, dar vin prietenii cu furculița și ei știu exact de ce treci tu prin încercări. Iov, în toată suferința lui, în toată durerea lui, a fost omul care a avut mintea clară înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că viața lui s-a raportat la Dumnezeu. Tu n-ai venit la voia întâmplării în locul acesta. Tu poate ai văzut un afiș, poate te-a chemat cineva în seara asta. Am văzut mulți prieteni, tineri, deci din oraș, de la universități și vă apreciem că ați venit să luați parte cu noi în seara asta. Dar vreau să vă spun, tu n-ai venit la voia întâmplării. Dumnezeu vrea în seara asta să pui hotar vieții tale și să te raportezi din seara asta la Dumnezeu. Dacă vrei să nu mai visezi ce ai visat, dacă vrei să nu mai gândești ce ai gândit, dacă vrei să nu-ți mai vină pe gură cuvintele care le spui, raportează-ți viața la Dumnezeu. Ține cont întâi de ce zice Dumnezeu, nu de ce zice vrei. Cum îmi stă? Bine. Îmi stă bine, dar tu vezi că nu-i stă bine. Dar astea-s fetele, nu? Foarte super, super, dar tu n-ai purta haina aia pe tine, nu? Raportează-ți viața nu la colegii de clasă. Raportează-ți viața nu la cum e trendul pe internet, pe Instagram. Ci în seara asta, dacă vrei să ți se vindece mintea, raportează-ți viața la Dumnezeu. Și vine seara asta, o seară în care să luăm decizia să-L aducem pe Dumnezeu în mintea noastră, ca stăpân a minții noastre, să stăpânească Dumnezeu peste mintea noastră, slăvit să fie numele Domnului. Nu-ți spun că nu o să mai ai probleme. Dacă când ai viața raportată la Dumnezeu, poți să spui, Domnul este tăria mea, Domnul este pricina laudelor mele, în suferință, în durere, în necazuri. Când ai pe Dumnezeu ca stâlpa vieții tale și te raportezi la El, Dumnezeu îți păstrează mintea curată. Sâmbătă am îngropat pe o soră de la noi, de la biserică, de aceea, vreo 70 de ani avea. Femeia aceasta, într-o zi, cu ani în urmă, s-a botezat aici în Elim. O hotărât să se întoarcă la Dumnezeu. Și soțul ei a fost un om foarte rău, radical. Ea avea vreo 3 copii mici și s-a hotărât să se întoarcă la Dumnezeu. Dumnezeu i-a schimbat viața, i-a transformat viața și a venit și a intrat în apa botezului. Soțul ei s-a uitat la ea înainte, mi-a zis familia la înmormântare sâmbătă. S-a uitat la ea și a zis, dacă te botezi, eu luni bag la divorț. Și ea plângând, era între soț și Dumnezeu. Între dragostea soțului și dragostea lui Dumnezeu. Și deci eu ales dragostea lui Dumnezeu. Și o zic, și dacă divorțezi, eu vreau să nu divorțezi de mine. Eu vreau să ne creștem copiii împreună și vreau să rămânem împreună. Și o zic, tu nu mă încearcă numai să te botezi, că o să vezi luni. Și luni, ea duminică s-a botezat, el luni o mers o băga la divorț și o divorțat. O rămas cu copiii mici și o crescut singură copiii. Dar știi ce a făcut? În toată
În toate necazurile ei, o rămas lângă Dumnezeu și Dumnezeu i-a purtat de grijă până în ultima zi. O ajuns să-și vadă nepoții, o ajuns să-și vadă copiii mari, copiii către 40 de ani. Când îl pui pe Dumnezeu ca reper a vieții tale, Dumnezeu îți curățește mintea, slăvit să fie numele Domnului. Al doilea lucru, ca să ți se vindece mintea, lasă-te iubit de Dumnezeu. Știți de ce se îmbolnăvește mintea? Din lipsa dragostei. Tinerii, voi de ce sunteți ușor de slujit? Cel mai bine predic la tineret. Știi de ce? Că sunt ușor de slujit. Că ăștia n-au pretenții mari. Voi n-aveți multe pretenții, decât două pretenții aveți. Dom'le, iubiți-ne așa cum suntem și acceptați-ne așa cum suntem. Oricum tu știi ce faci, știi pe unde mergi. Nu mai îmi da în cap, zice generația tânără. Și așa zi o bătut de soartă. Iubește-mă așa cum sunt. Știți că-i dovedit că bolile mintale se vindecă nu la psihiatru, nu la psiholog, ci se vindecă prin dragoste. Eu cunosc o familie aici nu departe de Timișoara. Într-o zi, cineva din familie s-a îmbolnăvit de o boală a minții. Nu știu ce s-a întâmplat, ce a văzut, pe unde a umblat, pe unde. Dar familia a hotărât ceva. Facem zid în jurul ei și o copleșim cu dragostea noastră și o aducem în fața dragostei lui Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat cu fata asta? N-a luat un medicament, că psihiatru, știi ce face cu tine? Nu te vindecă. Știi ce te face? Legumă. Asta, să te liniștească, zici, nu mai răzbezi cu el. Nu răzbești, dă-i pastilele astea. Toarnă-i picăturile astea și o să vezi că doarme două săptămâni. Nu se mai ridică din pat. Dar nu asta e soluția. Știți prin ce se vindecă mintea omului? Prin dragoste. De-aia a venit Ioan, apostolul iubirii, și a spus în 1 Ioan 3 cu 1 și cu 2, a zis, priviți, uitați-vă ce dragoste ne-a arătat Tatăl, ca să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem, lumea nu ne cunoaște. Cine te crede că tu ești copilul lui Dumnezeu? Deci nu te, Doamne, de aici. Dar au zis, noi suntem pentru că El și-a arătat dragostea față de noi. Și-a arătat dragostea față de noi. Știi cine te iubește cel mai tare? Nu prietenul tău care te-a trimis la avort și-ți duci depresia că nu ți-o spus că după ce faci avort o să fii la pământ și o să-ți vină, să-ți iei zilele și ți-o zici, dacă mă iubești, nu păstrezi copilul. Nu ăla te iubește care profită de tine, care te face o persoană ieftină. Știi cine te iubește cu adevărat? Dumnezeu. Și vreau să-ți spun că ai ajuns în locul acesta. Și mesajul din partea lui Dumnezeu este ăsta. Te iubesc cu o iubire veșnică. O zis Dumnezeu, pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine. Și legământul meu de pace nu se va muta din dreptul tău. În seara asta, tânără dragă, care ai venit și tu n-ai treabă cu pocăiții, știi ce aș vrea în seara asta? Să te macine mesajul acesta. Să n-ai liniște. I-am zis la o tânără acum două săptămâni aceea, toată tatuată era așa și pe gât, șmecherașă. Și am vorbit cu ea la final afară. Și era foarte arogant, așa. La un moment dat mă gândeam în mintea, mă, dar ce-i cu ea așa de blocat? Ce? Și am zis, fată, dar pe tine nu se vede, tu nu ești fericită. Și-a zis, eu vin din Londra, cum nu-s fericit? Și eu am umblat. Și m-am uitat, dar se vede pe tine. Fericirea ți-o dă Dumnezeu și e gata să-ți dea, să-ți arate dragoste. Când o plecat de acolo, de la biserică, eu zic la cineva cu care era, zice, n-am avut curajul să recunosc, dar tot ce-o zis de mine e adevărat. Nu-s fericită. Știu că nu ești fericită. Dar în seara asta știu că nu ești fericit. Dar în seara asta e cineva care dă fericirea. Și ăsta e Dumnezeu. Când El își arată dragostea față de tine, nimic nu-L poate împiedica pe Dumnezeu ca să te iubească. Diavolul vine și îți arată păcatele care le-ai făcut. Uite ce ai făcut săptămâna trecută, uită-te, ești în mizerie până în gât, până peste cap ești în mizerie. Nu există păcat care să-L împiedice pe Dumnezeu să te iubească în momentul când vrei să te întorci la El. Nu există, spune păstorul de multe ori la cateheză, cu cei care, când vorbește cu cei care se botează. Zice, faptul că tu vrei să te întorci la Dumnezeu, nu există păcat care l-ai făcut și Dumnezeu să nu ți-l ierte în momentul acesta.
În seara asta îți spun că orice ai făcut, nu știu cât ai fumat, câte liniuți ai tras, câte avorturi ai făcut, câți litri bei pe noapte și cu cine ești încurcată și prin ce situații treci. Dar îți spun că Dumnezeu își arată dragostea față de tine. Sufletul tău e prețuit înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu iubește ființa ta. Indiferent cât te arată diavolul de negru și te arată că ești decăzut la pământ, mâna lui Dumnezeu nu-i prea scurtă ca să te ridice. Și în seara asta, dacă pentru alții o avut, pentru mine, o avut mână să mă ridice, în vremea când mă vedeam fără valoare, îți spun că în seara asta Dumnezeu are mâna întinsă să ridice sufletul tău, să ridice viața ta. Prieten, nu te face să plângi, nu vii, nu mă mai suni. Te face să plângi, îți scrie, la revedere, nu mă mai cauți. Și plângi, și plângi, și tu plângi, tinere, pentru că ai încercat să ieși din noroi și mintea ți-e tot acolo. Încerci să adormi și mintea e tot acolo, pentru că e legată de diavolul. Dar cel ce poate elibera cu adevărat ființa omului și mintea omului este Dumnezeu. La final vreau să ne rugăm. Și o să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și cred că în seara asta Dumnezeu este cel care va elibera în locul acesta. Mintea ta va fi eliberată de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, dacă a avut putere într-o cameră, într-o noapte, să elibereze o persoană care se droga, care asculta muzică rock și hip-hop, în seara asta, în locul acesta, unde e chemat numele lui Dumnezeu, Dumnezeu poate face eliberări. Mintea ta să fie înnoită de Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. În al doilea rând, ca să poți să fie eliberat la nivelul minții, lasă-te iubit de Dumnezeu. În al treilea rând, mai e ceva, acceptă valoarea care ți-o dă Dumnezeu. Știi de ce încerci să te droghezi? Nu vedeți că și maneliștii, de ce cântă tătă ziua? Știi de ce? De valoare. Am valoare, ai valoare, ești valoros. Tătă ziua cu valoare, își numără banii și numai de valori să vorbește. Dar îs atâția care sunt la capătul puterilor, în gânduri negre, în gânduri de sinucidere și uite așa au teancurile. O zis cineva de aici din județ către mine, zice, am un palet de bani acasă. Mai cu ani în urmă, nu-l căutați acum, nu cred că îl mai are. Un palet de bani avea. N-am văzut în viață, palet gol am văzut. Dar plin de bani n-am văzut niciodată. Și-a zis, am avut un palet de bani acasă. Și plângea și-a zis, sunt trist. Am gânduri de sinucidere. Știți, apropo, în primăvară, o fost dat pe media foarte puternic, o tânără aici în Timișoara, 29 de ani sau cât o avut. Mă țineți minte? Cu băiețelul dimineața. Și-a parcat mașina în Dâmbovița, aici, în cartier. Și-a mers cu copilul sus pe bloc, da? Vă mai aduceți aminte? Știți de ce? Că n-o simți dragoste, că n-o simți, s-o simți folosită, că prietenul te folosește și prietena. Încearcă să te manipuleze. Cel care te iubește cu adevărat e Dumnezeu. E singurul care oferă totul și spune, dacă vrei, vino după mine, eu te eliberez. Tu faci ce vrei, dar când te simți eliberat, noi, te uiți aici tu, tânăr ortodox sau ateu, nu crezi în Dumnezeu. Și zici, bă, dar ce cu atâtea 300-400 de oameni, tineri, ce caută ăștia aici? Știți de ce venim? Că atâta de tare ne-a iubit Dumnezeu, că nu mai putem merge după altul. Mergem cu toată inima după El, că așa ne-a iubit, așa ne-a dat valoare. Ne-a ridicat pe fiecare din depresiile noastre, din tristețile noastre. Ne-a dat valoare, a pus Dumnezeu valoare în noi. Să știți ceva? Dacă în seara asta viața ta e condusă de cuvântul vreau, vreau să beau, să merg, să fac, să vreau, vreau, vreau. Dacă cuvântul ăsta domină viața ta, îți spun, mintea ta e legată de diavol. Dacă la baza vieții tale vreau, cât vreau, când vreau, unde vreau, cu cine vreau, înseamnă că mintea ta e legată. E legată. Biblia vorbește și spune de un tânăr în Proverbe 7, de un tânăr, cred că era așa din generația noastră, zice, m-am uitat de la fereastră, spunea Solomon, și am văzut pe un tânăr neîncercat, freză faină, mirosea bine, unghiuțele făcute, băiat bine îmbrăcat, se uita când într-o parte, când într-alta. Și-o zis, zice, am văzut că o intrat, că o zis că eu intru unde vreau.
Eu fac ce vreau, că e viața mea, e tinerețea mea, o viață am să mă distrez și eu fac ce vreau. Și zice, o intrat la o femeie. Zice, o intrat la femeia aceea. Și zice, ce spune Biblia? Știți cum o intrat? Știți ce spune de el? Ca un bou. Așa îl numește Biblia. Pe ăla care e legat la minte, care îi domina de cuvântul, vreau să fac, vreau să merg, vreau e viața mea și fac ce vreau, Biblia îl numește animal. Nu te-ai săturat, nu te-ai săturat diavolul să-și bată joc de tine, să fii exact ca un animal, cu instincte primare, cu instincte din astea de animal. În seara asta îți spun ceva, Dumnezeu te poate elibera. Dumnezeu poate da valoare vieții tale prin dragostea care și-o arată de tine, față de tine. În seara asta acceptă valoarea care ți-o dă Dumnezeu. Acceptă ceea ce pune Dumnezeu în viața ta, în sufletul tău. Și ultimul lucru, știi ce mai face Dumnezeu cu omul care se lasă schimbat la nivelul minții de el? Știi ce face? Îl face un om capabil. Îl face un om capabil. Acum ceva vreme, vreun an, doi, a fost o imagine, un video despre un urs care a fost ținut ani de zile într-o cușcă, mai țineți minte? Într-o cușcă mică și n-avea loc mult decât să se învârtă în cerc. În cerc și să tot învârtea în cerc. După ani de zile l-a eliberat și l-arăta pe zăpadă, știți cum mergea ursul? Tot în cerc, era liber, nu mai era în cușcă, era scos afară, avea toată libertatea. Știi ce a făcut? Tot în cerc, o topi toată zăpada, se învârtea tot în cerc. De ce? Că mintea lui era legată, eu sunt tot aici, eu nu am cum să fiu schimbat, eu nu pot, eu nu mă pot ridica, eu trebuie să mă învârt tot în cerc. Știi ce spune diavolul? Tu nu o să poți, ca ăsta, ca ea, ăștia sau altceva, tu nu poți, că eu te țin legat. Și îți leagă mintea în așa fel, încât tu să fii eliberat, dar mintea ta să fie tot în același loc. Dumnezeu când eliberează mintea unui om, îl face un om capabil. Pentru că a venit apostolul Pavel și a zis, pot totul în Hristos care mă întărește. A zis, eu sunt capabil, dacă până acum nu puteam să iau decizii clare. Nu puteam să am două opțiuni, să fac sau să nu fac. Și aveam numai una, să fac. Asta arată omul legat, dependența. Omul eliberat are două opțiuni. Pot să mă duc, dar prefer să nu mă duc. Ăsta e omul eliberat. Asta arată omul care e atins de Dumnezeu și vindecat la minte. Nu știu cu ce gânduri ai venit în seara aceasta. Dar vreau să vă spun, până tinerii pregătesc o cântare care s-o amintit în seara asta. Cântarea aceasta care spune, eu de tine am nevoie. Și simt că sunt suflete care încă au nevoie de Dumnezeu. Simt că încă sunt suflete care vor să se roage înaintea lui Dumnezeu și să spună, Doamne, și eu am nevoie să te atingi de mintea mea. Și eu am nevoie să te atingi de viața mea. Și eu am nevoie de o schimbare. Într-o dimineață, pe la ora 10, reparam ceva la un utilaj. Și eram pe sub el. Și știi cum e când lucri și curge ulei pe tine așa? Lucram la un furtun, nu mai știu ce, la ce lucram acolo. Și dintr-o dată, cum strângeam pe acolo cu cheile, îmi sună telefonul. Ăsta e cel mai preferat moment, când ești negru pe mâini, plin de ulei, și îți sună telefonul. Când am auzit că sună telefonul, n-aveam cum să răspund. Când mă uit, era telefonul acolo lângă mine, când mă uit, un tânăr de la biserică. Mă, zic, lasă-l în pace, că-l sun mai încolo. Și dau să strâng în continuare, curgea ulei pe mine, eram tot un suros, dar dintr-o dată o prezență dumnezeiască mă face să mă opresc. Vă dați seama, cu ulei, de oricâte telefoane n-am zis să-l sun în 5 minute, l-am sunat după aia, nu a fost o problemă, nu? Zici, imediat nu pot răspunde acum sau îi dai mesajul, te sun în 5 minute, nu? Și nu uiți să-l suni. Dar dintr-o dată zic, stai să-i răspund și mă șterg pe salopetă, mă iau telefonul și îi dau să răspundă. Și în momentul acela era un tânăr de la biserică care trecea prin niște momente grozave de tristețe.
de apăsare, de depresie. Plângea la telefon, dar știți cum plângea? Un vaiet era în vocea lui. Urla și plângea și îl strigam și îi ziceam că îl chema ca pe mine: Dani, ce-i cu tine, de ce plângi? Și numai urla în telefon și am zis: dar de ce plângi? Și auzi ce îmi spune: ziceți la capătul puterilor. Și zice, am zis: Doamne, dacă poți face ceva pentru mine. Ziceți la capătul puterilor, să închizi socoteala cu viața. Și zice, am zis așa: îl sun pe Dani și dacă îmi răspunde, vorbește cu mine, știu că Dumnezeu e lângă mine și mă iubește. Am zis că nu-mi răspunzi la telefon, mă duc și îmi pun capăt zilelor. Vă spun, în momentul ăla am început eu să plâng acolo sub bul de excavator. Plângeam, vorbeam cu el pe speaker. L-am chemat, ne m-am întâlnit cu el. Plângea. Și a zis: mama, nu știam ce să zic, cum să fac. Dar m-am agățat și am zis: dacă mă iubești, în depresia mea, în durerea mea, eu sun și dacă îmi răspunde, eu știu că nu m-ai părăsit. Eu știu că ești lângă mine, Doamne. Oh, câte telefoane poate n-ai răspuns. Câte telefoane ori dat alții la tine și aveau nevoie de un cuvânt bun de dragoste. Să-i spui că e valoros, că Dumnezeu îl iubește. Nu știai să-i predici, dar numai să-i spui: nu fă pasul ăsta, vino să ne vedem, hai la adunare. Poate în seara asta ești în depresie. Te droghezi, ai gânduri negre. Poate și încercat să te sinucizi de multe ori. Pastilele le ai acasă sau în geantă. Ar vrea în seara asta, în locul acesta, să elibereze Dumnezeu. Ar vrea să ierte Dumnezeu în seara asta, să transforme. Dacă până acum jumătate din mărturia fetei o fost și mărturia ta, ar vrea să completeze Dumnezeu în seara asta cu jumătatea asta la altă. Să pleci un om eliberat din locul acesta, să spui: Doamne, vreau și eu să scriu Biblii pentru tine, să le personalizez. De astăzi vreau cu mintea liberă și eliberată să mă pun la dispoziția ta. Nu mai cere de la Dumnezeu direcție până nu-i cer să-ți limpezească mintea, până nu-i cer și spui: Doamne, inundă viața mea cu dragostea ta, inundă și pune în mine valoare, toți s-ar folosi de mine și mă simt epuizat, mă simt dat la o parte. În seara asta știi ce spune Domnul? Te aștept cu brațele deschise, te iubesc cu o iubire veșnică. Tu care ești marginalizat și marginalizată, Domnul te iubește. Domnul iubește ființa ta. Nu mai lăsa pe cel rău să-ți spună că tu n-ai valoare, că Dumnezeu te iubește.